No, bine v-am găsit la un nou vlog. Pomul s-a uscat până postez eu vlogul. Dar urmează să vedeți ce am făcut noi de Crăciun. Stai bradul cu numărul 4, am venit să mai alegem un brad. Să punem și afară. Aici jumătăți. Ia, arată-l pe ăla să vedem. Uite, ăla-i fain de pus afară. Am mai luat încă un brad, bradul cu numărul 4, mai înalt decât cel pe care l-am luat ieri. Dar cred că tot la ăla rămânem, o să-l punem afară. Doamne, deci abia aștept să-i văd reacția lui Milan. Îi ziceam la fratele meu că am înnebunit anul ăsta cu Crăciunul, dar cred că pentru că vrem să îl impresionăm pe Milan și de asta. Ce mai vreau să vă spun este că am fost total dezamăgită de oamenii care vindeau brazi la Brico Store. Am fost și ieri după ce am fost aici la Dedeman, la Hunedoara, și după aia ne-am dus la Deva. Nu ne băga nimeni în seamă, omul ăla zicea că e sătul, că nu știu ce, și mi-a pierit cheful să mai cumpăr brad. Am plecat acasă și am venit astăzi. M-am mai dus încă o dată la Brico Store ieri. M-am mai dus încă o dată la Brico Store astăzi, să vedem dacă au brazi mai înalți, și tot la fel era personalul și am plecat la Hunedoara la Dedeman, unde domnii de aici sunt foarte ok și prietenoși și glumeți. Deci am luat un brad, bravo Dedeman. Uitați, acesta este bradul nostru natural. Îl face mâine, dar aștept să se trezească Milan, vreau să-i pun niște luminițe în el. Să văd ce zice. Am scos și tablourile, pentru că noi luăm în serios decorațiunile de Crăciun. De aia trebuie să scăpăm și imediat înlocuim așa tot. Te-ai trezit? Da. Și punem luminițe în brad. Da. Și ce-o mai schimba mami în casă? Tablourile? Da. O schimba mami și tablourile în casă? Da. Na, hai să punem luminițele, să aprindem aici bradul. Vrei? Da. Na, hai să vedem. Am mai luat un brad afară. Vrei să-l vezi? Da. Na, hai să-l vezi. Hai. Hai să vedem. Unde e? Ai văzut că am mai luat unul? Avem 3 afară. Wow! Vrei să-l desfacem? Îl desfacem, mami, să-l vezi? Da. Hai. Am făcut Milan unboxing aici. Am luat niște decorațiuni. Da. Cu roșu. Da. Și alea ce, mami? Lumânări? Da. Vezi? Da. Asta e un ornament. Am făcut mult. Ce zici, mami? A foc, să-l da... Da, să-l scoată, mami. La da. Foc. La foc, da. Să-i dăm foc? Da. Ai grijă. Lasă-i sparge, mami. Uite, lumânările. La foc. Nu le dăm foc acum. Ține-le așa, că le dăm foc când vine Moș Crăciun, bine? Și brăduț din asta am luat. Care îți place cel mai mult? Din astea, care îți place cel mai mult? Așa. Asta, căsuța asta îți place cel mai mult? Da. Da? Unde-i Milan? Noi. Cred că a plecat la grădiniță. Vai, mă duc să-l caut. Pa, pa, mă duc să-l caut pe Milan. Mă, unde erai, mă? La brăduț. La brăduț? Na, hai să punem luminițele, da? Da. Na, hai, încoace, hai. Vreau să te taie. Hai, te taie. Ce faci acolo? Să știi cum, și acasă, când eram numai eu cu doi băieți,
Numai eu rămâneam la făcut pomul. Când erai mică? E. Yeah. Ce-ai făcut cu frunzele? Le-ai aruncat la gură? Hai să-mi arăți unde le-ai aruncat, hai! Hai să-mi arăți unde ai aruncat frunzele. Vreau să văd. Da, n-o dă să văd unde ai aruncat frunzele. Ai făcut curățenie? Păi, mami, alea trebuie strânse în cutie și noi trebuie să le aruncăm la gunoi. Nu în fața ușii. Hai să le băgăm. Stai să le bagi mami înapoi. Da. Trebuie să le băgăm și să le aruncăm după aia la gunoi. Bine? Da. Hai să le băgăm, vede. Hai, cum facem aici manevra asta de rezistă? Dar nu pot. Deci, una, două... Nu știu ce se întâmplă aici. Milo, Milo, ce se întâmplă aici? Că deja mă doare mâna. Ai venit aici? Ai venit? Te-ai lovit? Da. Ia să văd. Hai, ajută-mă aici. Mă vezi, de aici am reușit 2, de aici am reușit 3. Ai băgat cheile în geacă? Da. Eu am crezut că am uitat cheile la birou, uitați-vă la el. Păi ce pa, mă, stai să intru, măi, în casă, măi, băiatule, măi. Și el când colo mi-a băgat cheile la el în buzunar și eu voiam să-l trezim pe culiță, să merge să-i batem în geam. Hai, înăuntru. Vii? Da. Ce? Așa strici pe tati, mă. Cum îl strici pe tati? Tisa. Culiță îl strici pe tati? Tisa. Păi strigă-l tata. Tisa. Mă bebe. Nu aude. Nu aude. Nani face. Face Nani, da. Na, hai să ne dezbrăcăm, să mergem să-l trezim, vrei? Da. Să-i spunem să te ridice, să te joci cu bradul, cu trenulețul, vrei? Na, bine. Na, hai. Ce faci când vii de la grădi? Ai stau. Stai acolo să-ți dai papucii jos? Da. Mă, bine. Poftiți. Te ajut? Da. Hai să te ajut. Mama, cu asta facem mâncare, fac o fajita. Am aici ajutorul în spate, da? Ai fost la grădi? Așa, spune-le că ai fost la grădi. I-am dat vestă pe el pentru că am dat drumul la făcut și frig, și mi-e frig. Mai pun niște somon să fac orez și ne apucăm de curățenie. Culiță a plecat cu tati în oraș pentru că facem niște pachete pentru azilul de bătrâni de aici, de la noi în oraș și mergem mai târziu sau mâine să le împărțim pachetele și noi ne continuăm treaba aici. Așa-i, Milan? Da. Da. Ai fost la grădi, mă, du-te, mă. Da, gata că ai pus, mami, odată. Cât pui?
Mă ajuți? Îmi speli vasele? Da. Hai, ce te strofoci. Bravo, mulțumesc. Mulțumesc, Milan. Unde ai fost? Uai, ce veci ești. Ai fost la Chira? Ia să văd. Ai mănuși? Ia, mănuși. Ai mănuși? Și astăzi unde mergem? La Dudi. Mergem la serbare? Da. Da, ai învățat poezia? Da. Părul ăsta ciufulit? Ai învățat poezia? Hă? Așa. Așa? Cine face așa? Ridică-te. Cine face așa pe jos? Cine? Tuși. Face tuși așa? Cum face așa. Tuși? Oh. Așa face tuși. Dar care tuși face așa? Tuși de ta așa face. Oh. Oh. Uite, tati, au venit de la antrenamentul de la basket. Da, am avut acum la NBA. Nu iau asta în echipă. În vis. Când asta e cântat. Acum s-a trezit vrăjală. Da, da. Păi, am vis, am o jucat în vis și s-a mărgat în basketbal. Ce faci acolo, mă? Ți-ai luat fustă? Da. Ăla trebuie pus la brad. Hai să-l punem. Hai. Zi la tati să ridice bradul ca să-l punem de desubt. Îi zicem? Noi am montat bradul și am montat bradul. Auzi, am împodobit bradul și acum trebuie să punem asta. Hai. Hai. Îl punem? Îl punem? Am ajuns la Dudi. Mi-am trezit, uita ce frumos. E nervos, hai să intrăm, că am întârziat. Ale, 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 ale. Ce faci acum? Facem? Face? Turtă dulce. Da. Facem turtă dulce? Da. Bine. Ești pregătit? Da. Mai trebuie o dată pe atât. Da. Ia să văd. Ia uitați câte am făcut noi. O să le vedeți postate și pe Insta și pe TikTok. Îți place să faci cu mami biscuiți? Da. Uite, punem așa. Așa. Câte căsuțe avem acolo? Ia numărele. 2, 3, 4. 4 căsuțe. Atunci. Și acum o mai face pe a cincea. Vezi? Opa. Așa, și acum punem lipici. Să le lipim, da? Arde lipitul. Nu mai arde, că l-o scot, mami. Mami lipește și pe aia Milan decorează, da? Da. Ia pune. Stai așa. Ia pune. Nu pune, uite. Pune lipici, ia. Ține degetul și pune aici pe acoperiș, așa. Arde. Arde? Da. Cum arde? Arde. Nu pune. Pune aici. Pune așa. Așa, bravo. Hai să punem pe casă. Arde. Arde? Da. Am terminat partea aceasta unde am schimbat toate pernele. Am dat drumul la lumânări. Astăzi a nins puțin. Am prins lumânările. Așa. Sunt. Și vă arăt imediat și restul. Aici este canapeaua. Am schimbat, bineînțeles, tablourile. Aici este partea unde mai nou ținem jucăriile lui Milan.
Și aici am făcut așa un colțișor de iarnă. Și aici este un alt colțișor. Cred că este dintre preferatele mele. Acesta l-avem de, cred că de 3 ani. Trenul. Ia vezi ce tren aici. Thomas. Trebuie. Uitați ce probleme avem. S-a îngălcit părul după locomotiva lui Milan. Milan, ce ai făcut? Ce ai făcut? I-ai băgat părul lui mami acolo, ai dat drumul la aia. Nu lasă să meargă că i-am păr, că e accesoriu. Stai un pic, merge. N-ai iar pe el, că mă duc eu să mă uit în oglindă dacă nu. Mă doare. Dă foarte ca să-l tai o secundă. Are ceva dacă te iei părul aici? Nu. Au, nu rupe, mă! Până la urmă am avut dreptate, nu? L-ai tăiat. Ia să văd. Vai, mor. Na. Fain. Mă rog că am destul. Eu. Fain, bravo. Cum spui? Acesta? Acesta? A fost? A fost? Vlogul de Crăciun. Ne pare rău că n-am putut să filmăm mai mult, că am uitat, așa-i? Da. Și spune, ne vedem cu un alt vlog în viitor, așa-i? Da. Spune, pa, pa! Pa, pa! Zi mulțumesc! Mulțumesc! Pentru că... Pentru că... Vă uitați... Da. La noi! La noi! Pa, pa! Pa, pa! Și le faci cu mâna. Și de le și-o pupă. Așa.